Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Contraatac. Ei bine, final de săptămână fericit, cel puțin pentru Politehnica Iași, a reușit minunea, așa cum spunea antrenorul echipei săptămâna trecută, chiar aici, în platoul Contraatac. Buturuga Mică a reușit să răstoarne Carul Mare, un rezultat la fel de mare ca și Carul Răsturnat, 1-0 împotriva echipei FCSB. Au plecat la București înapoi elevii lui Dică, puțin supărați așa și cu coada între picioare, dar asta este, se întâmplă. Sperăm să auzim de bine și în ceea ce o privește pe Steaua, pentru că până una alta este echipa care ne face mândri că suntem români pretutindeni în Europa și nu numai. Noi discutăm astăzi despre Politehnica în prima parte a emisiunii, iar în cea de-a doua parte a emisiunii vom încerca să abordăm puțin și eșalonul secund. Știința Miroslava nu se află într-o situație tocmai fericită, este lanterna roșie a eșalonului secund. Ce șanse are de menținere în Liga a doua? Ce șanse are de a se îndepărta cât mai repede de acest ultim loc și de ce nu de zona fierbinte a clasamentului? Despre toate acestea, precum și despre Politehnica, așa cum vă spuneam, discutăm în această după-amiază împreună cu redactorul Radio Iași, Liviu Suceveanu, care este la noi în platou. Bună seara și bine ai revenit la noi! Bună seara și bine v-am regăsit! Suntem fericiți, o victorie mare, un Ionuț Panțăru de zile mari, care în sfârșit a reușit să-și facă loc în primul 11 după îndelungi tatonări și după îndelungi forțări din partea noastră a celor din presă. Un Ionuț Panțăru care a dovedit că locul lui este aici, în poziția de titular, a dat un gol de generic și astfel Steaua a fost înfrântă la Iași, surprinzător pentru unii, poate pentru alții nu. Da, CSM Polia a produs surpriza, ca să spunem așa, învingând liderul la ziua ligii întâi FCSB și a făcut-o de o manieră meritată, pentru că aceste trei puncte, după cum au jucat fotbaliștii ieșeni în destule momente ale jocului, ne-au făcut să fim mândri că suntem reprezentanții capitalei Moldovei și suntem suporterii formației din Copou. Acum, Ionuț Panțăru, să nu uităm că în urmă cu una și jumătate evolua, apropo de Știința Miroslava, în al treilea eșalon al fotbalului românesc. El a avut răbdare, probabil că și alții au avut răbdare în ceea ce îl privește. Ușor, ușor și-a făcut loc 15-20 de minute pe finalul jocurilor. A intrat întâi în postura de fundaș stânga. Ulterior, banca tehnică a considerat că merită să joace mai avansat și iată-l marcând un gol care sperăm noi să relanseze cariera și să-l facă să se simtă cu adevărat fotbalist după această reușită în fața FCSB-ului, care coincide în mod fericit cu reintrarea cu șanse echipei din Copou în lupta pentru unul dintre pozițiile de, sau unul dintre locurile de play-off. Am ajuns să egalăm Dinamo. Dinamo, un rezultat din nou dezastros aseară. Bine, dezastros pentru Dinamo, poate cât se poate de previzibil, pentru, cel puțin pentru pariori. CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-0. Suntem la egalitate de puncte, la 4 lungimi distanță de play-off, unde, în schimb, pare că s-a cimentat bine echipa lui Edi Iordănescu și de la etapă la etapă face progrese și această Astra complet reorganizată în această vară, la fel ca și Politehnica. Să le luăm pe rând. Dinamo nu mai este o surpriză că pierde și o face destul de categoric meciurile, aproape că nu mai contează adversarul. Evoluția formației lui Vasile Miriuță este modestă și faptul că mai adună ceva puncte se datorează mai degrabă formei slabe a adversarului decât meritelor formației bucureștene. Pe de altă parte, Astra, așa cum foarte bine ai spus, este reclădită din temelii de către Eduard Iordănescu, începând din pauza competițională din vară. S-a avut răbdare cu antrenorul, s-a avut răbdare cu o parte dintre jucătorii care i-au înlocuit pe cei care au părăsit formația din Giurgiu în pauza competițională din vară și iată că ușor, ușor și-a găsit un drum în matca proprie. Chiar dacă mai și pierde, chiar dacă mai sunt și acuze la adresa arbitrajului din partea antrenorului, Astra își vede pur și simplu de drumul ei și adună puncte, pentru că până la urmă prezența în play-off este condiționată de numărul de puncte care se duc între primele 6 ale clasamentului și iată-i pe Ieșeni la 4 puncte și cele două formații, ne aducem aminte foarte bine, se vor întâlni
săptămâna viitoare într-un meci extrem de important, mai cu seamă pentru formația ieșeană, deoarece Astra nu mai este atât de presată de numărul punctelor acumulate și de poziția din clasament, ci mai degrabă presiunea este pe formația ieșeană, care este practic obligată să o învingă pe Astra pentru a se apropia de zona play-off-ului. Cât de greu va fi, sau cât de grea este, de fapt nu că va fi, că nu știm sigur dacă va fi sau nu va fi, cât de grea este acum lupta? De-abia acum probabil că începe lupta pentru play-off, având în vedere că Dinamo poate face totuși surpriza, cel puțin cu numele a rămas o nucă tare în Liga 1, deși pe acolo se duc mai multe lupte interioare decât luptele de pe teren, și asta se și vede, se răsfrânge și în jocul echipei. Elevii lui Miriuță spuneau aseară că poate că într-adevăr au dreptate suporterii care le cer să plece cu toții și că poate ar trebui să plece cu toții și să vadă după aceea ce se întâmplă. Da, să vedem noi ce se va întâmpla. Până să vedem noi ce se va întâmpla cu Dinamo, sperăm ca formația ieșeană să profite de această degringolată totală din curtea formației dinamoviste, pentru că un al doilea succes legat după victoria cu FCSB ar introduce-o foarte bine pe CSM Poli în lupta pentru al șaselea loc, pentru că celelalte 5 poziții în mare măsură par a fi antamate, atât Botoșaniu cât și campioana viitorul Constanța. Este greu de crezut că pot face atât de mulți pași greșiți încât să se îndepărteze de locurile 4 respectiv 5 în clasament. Așa că disputa în acest moment pare să fie o afacere între Astra, care cel puțin pentru moment este favorita a încheierii sezonului regulat pe această poziție, Dinamo și CSM Poliaș, ca să dau citire doar ordinii din acest moment în clasament, pentru că nu putem trece cu vederea faptul că formația din Copou este deocamdată până la urmă la mână ei. O victorie în groapă sau o victorie pe Național Arena în compania lui Dinamo, dublată de un alt succes în compania formației din Giurgiu, ar face ca Iașul să aibă ascendentul moral abordării cu șanse reale a celor 3 etape din sezon regulat rămase de disputat în 2018 și a încă unuia două jocuri după această confruntare importantă cu Astra. Cu alte cuvinte, suntem la mâna noastră și sperăm ca CSM Poli să profite de această perioadă fastă pe care o traversează, de acest moral excelent, și să dea totul pentru a-și acumula punctele necesare pătrunderii între primele 6. Acum nu vreau eu să fiu pe postul nici de cârcotașul de serviciu și nici de pesimistul de serviciu, dar trebuie luat în calcul puțin și ceea ce este sub CSM Poliaș. Respectiv, ACS Poli Timișoara este momentan la un singur punct distanță și știm că elevii lui Ionuț Popa produc surprize. Și primesc vizita formației ieșene. Așa, exact. Iar FC Voluntari are o partidă în minus. Bine, este împotriva Viitorului și este în această seară, dar nici aici nu poți să știi cu exactitate, pentru că nici FC Voluntari nu este total ieșită din cursă și nu este o formație care nu merită luată în seamă. Dacă ar putea bate, de exemplu, în această seară pe Viitorul, dacă s-ar întâmpla, deși, na, pornesc cu șansa a doua, da, și Politehnica a pornit cu șansa a doua în partida cu Steaua, FCSB, să nu ne amendeze cineva că îi spunem Steaua, așa, ajung și cei de la Voluntari la 23 de puncte, respectiv la o lungime distanță de Dinamo și Poliaș. Da, acum meciul dintre FC Voluntari și campioana Viitorul Constanța este de la sine înțeles, din punctul meu de vedere, deschis oricărui rezultat. FC Voluntari dispune de un lot cu jucători extrem de maturi, o formulă destul de omogenă, care cred eu că dacă prinde o seară bună, poate învinge formația constanțeană. Pe de altă parte, dacă trupa lui Hagi își urmează parcursul de regularitate din ultima perioadă, când a înregistrat 5 succese din tot atâtea meciuri disputate, constanțenii nu au cum să scape toate cele 3 puncte puse în joc. Pe de altă parte, Voluntariul, dacă obține un rezultat de egalitate, pentru că trebuie să luăm în considerație și această posibilitate, se apropie la o victorie distanță de formație ieșeană. O victorie pe care ar putea o dobândi chiar în meciul direct, pentru că urmează meciul direct cu Poliaș. Exact. Mă gândesc la toate aceste amănunte și mai ales mă gândesc la programul ulterior al formației ieșene, ulterior disputelor cu Dinamo și Astra Giurgiu, pentru că nu înseamnă că dacă CSM Poli câștigă aceste confruntări, deși trupei lui Flaviu Stoican îi va fi foarte
greu să gestioneze situația după această victorie împotriva FCSB-ului, pentru că urmează niște confruntări cu formații cu care formația din Copos s-ar putea afla în luptă directă la acel moment pentru ocuparea locului al șaselea care duce în play-off. Matematica ne oferă, ca de obicei, multe variante și odată cu derularea fiecărei etape se mai exclud din calcule unele formații și sperăm noi ca printre cele care vor pătrunde acolo în față să fie și cea din Copou. Haideți să urmărim declarațiile pe care Flaviu Stoican le-a făcut imediat după victoria mare împotriva celor de la FCSB și revenim și le comentăm. O victorie mare, o victorie pentru acești oameni care au venit în număr foarte, foarte, foarte mare. Mi-e ciudă că nu avem un stadion și mai mare, pentru că am văzut oameni care își doreau foarte tare să mai intre la meci și nu mai aveau posibilitatea. Fără ei era și mai greu și așa a fost un meci dificil, dar cu aportul lor am reușit să obținem o victorie mare, o victorie de moral, o victorie care ne dă speranțe și continuăm să credem că putem să ne atingem obiectivul, chiar dacă este foarte greu. Vreau să îi felicit pe acești jucători că este victoria lor, este munca lor, dar fără acest public minunat era foarte, foarte greu. Cinstelor, vreau să evidențiez în special pe Ionuț Panțăru, un jucător care fotbalul până la urmă l-a răsplătit, pentru că la început nu a fost în titular, nu a fost în primii 11, el s-a antrenat la fel, capacitate maximă la fiecare antrenament și până la urmă a prins acest loc de titular de câteva etape bune, iar fotbalul l-a răsplătit și dau seama ce bucurie imensă are în suflet că a reușit prin golul lui 3 puncte importante contra Stelei. Iarăși o impresie foarte bună mi-a lăsat Coșelev, un portar care astăzi a fost într-adevăr îngerul nostru pozitor, plus toți ceilalți jucători, bravo lor, cinstelor, este victoria lor, dar cu aportul acestui public minunat. A fost jocul Stelei în următor, era cam aceeași schemă, cel puțin în repriza a doua, în linie pentru Enache și apoi Enache centrare în mijlocul careului, cam așa s-a dus toată repriza. Și acolo Frăsinescu Mihalache, îngeri. Pentru noi. Totuși, este o echipă care ne-a pus, într-adevăr, probleme, mai ales după ce au primit gol, dar important este că nu am cedat, important este că ne-am sacrificat unul pentru celălalt. O echipă care putea oricând și aveam teama asta că poate să ne egaleze. Totuși, este o echipă mare care nu degeaba se bate pentru campionat, dar cum am declarat și după conferința de presă, vom bate pe Steaua, vom vedea noi cum astăzi. Am avut un jucător, Panțăru, care a avut o execuție senzațională și ne-a ieșit. Ai răzbunat Am răzbunat, eu știu, păcat până la urmă, că nu trebuie să fac astfel de lucruri. Am avut o discuție cu Eugen Trică să încercăm să fim un exemplu de acum înainte pentru, eu știu, ca și bancă tehnică, dar asta nu înseamnă că decizia când un arbitru o schimbă, nu mi se pare strigător la cer. E vorba nu neapărat de un out, de un, eu știu, un corner. E vorba de o decizie. Eu țin foarte mult la lucrurile mărunte pentru că din cauza lor sau datorită lor ies lucruri mari. Și în genit a fost avertizat. Am avut ceva dubii, dar până la urmă cred eu că acești băieți, faptul că ei se antrenează perfect la antrenament și au dorință, poate să joace până la urmă și fără niciunul dintre noi pe bancă. Dar nu vreau să ajungem acolo, asta ca și o glumă. Pentru că vreau să fim, până la urmă cred că și Benone. Știți care este situația? Fiecare dintre noi punem suflet și muncim și de aceea poate ne exteriorizăm mai mult decât este cazul. Dar trebuie să fim așezați indiferent de deciziile arbitrilor, pentru că nu mai schimbăm cu nimic. Știm când greșim și important este să vezi când ai greșit și să nu mai faci așa ceva. Și dacă vezi că a cerut să se urgenteze problema cu arbitrajul video, s-ar avea și el? Foarte, este perfect atunci, dacă și Dan Petrescu, dacă toți antrenori, dacă toți președinți, este perfect. Cine e mai bun să câștige? Ce ați depus la Iașul? Ce ați făcut cu poeții înainte? Da, am avut discuții în ceea ce privește concret jocul Stelei. Am știut unde sunt periculoși, știam ce puncte slabe au, pentru că orice echipă are și puncte slabe. Este o echipă care are, într-adevăr, și puncte slabe, dar știam cât este de puternică. Au fost multe momente când sau faze când le-am arătat meciul contra Chiajnei, pentru că au avut dificultăți împotriva Chiajnei. Au fost momente când le-am arătat și lucrurile bune contra Craiovei, pentru că au avut un joc spectaculos. Dar cu toate pe ansamblu,
ansamblu, am știut să-i blocăm, am știut să profităm de, eu știu, de momentele lor de apatie și am reușit. Plus, eu știu, discuțiile individuale din punct de vedere mental cu fiecare dintre ei, pentru că un pic de, și astăzi am început oricum destul de timorat, că dacă noi avem un pic mai multă încredere, jocul nostru este și plăcut ochiului. Astăzi a fost un joc mai mult de muncă. Dar o să ajungem să și jucăm fotbal, să avem și rezultat bun, indiferent cu echipa care jucăm. Și de acum, astăzi, ok, în seara asta să ne bucurăm pentru victorie, dar să fim încrezători că putem face o partidă mare și contra celor de la Dinamo, chiar dacă jucăm pe terenul lor. Ați venit și o echipă care s-a făcut investiții de milioane de euro și jucătorii sunt plătiți cu salarii multe zerouri. Tocmai asta este că m-am legat de lucrul acesta în discuțiile cu jucătorii, pentru că trebuie să dovedească că, până la urmă, nu banii joacă. Atâta timp cât faci o selecție bună, atâta timp cât le dai încredere și respect pe jucători, vă dau un exemplu astăzi, Mihalache. Senzațional! Un jucător care, atunci când a greșit, a știut că a greșit, a plecat de la zero și astăzi este stâlpul apărării el împreună și cu Frăsinescu. Deci, de aceea, atunci când faci lucrurile și îți pui reguli și le respecti, se greșește, plătești, revii, continui, fotbalul te răsplătește. Nu ai cum. Indiferent de bani, de milioane, de... Astăzi a fost o partidă perfectă, spun. A fost chiar și coșmarul ce se în acest campionat? Da, pentru că ținem cont că noi am făcut un egal la ei pe terenul propriu și dacă mi-aduc aminte, Danu Spătaru, minutul 86, a avut o ocazie și puteam să plecăm cu toate cele trei puncte de acolo. Astăzi vă dați seama, suntem mândri că am reușit să batem o echipă, cum a spus dumneavoastră, cu fotbaliști de top, cu fotbaliști bine cotați, cu un antrenor care, am citit și în presă, este și nu numai în presă, îl cunosc destul de bine, unul dintre cei mai buni din România sau poate cel mai bun la momentul ăsta, că e pe primul loc, și ne mândrim și noi că suntem cel puțin la același nivel cu ei. Da, excepțional Ovidiu Mihalache. Da. Și fotbalul l-a răsplătit pe Ionuț Panțăru. Sunt niște afirmații pe care n-am crezut la începutul sezonului că le voi auzi vreodată, dar se pare că se mai schimbă lucrurile. CSM Poli este o echipă mereu surprinzătoare, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere a evoluțiilor, iar oficialii încearcă să rămână în prim plan, iar această victorie... Le oferă șansa să fie... Nici n-avea cum să spună Flaviu Stoican altceva. Timp de o săptămână, CSM Poli este echipa care a detronat liderul, pentru că coroborat cu victoria CFR-ului de aseară în capitală pe terenul lui Dinamo, CSM Poli a schimbat liderul legii întâi. Și nu știu dacă s-a întâmplat de foarte multe ori în istoria fotbalului ieșeancă, echipa din Copou, să schimbe liderul. Dar eu am altă întrebare. Noi până când ne mai bucurăm că schimbăm liderul? Că ajungem de pe 9 pe 8, că am bătut-o cu 1-0 pe FCSB, că până la urmă iarăși sunt lupul cel rău. Da, ok, e o victorie. Eu sunt lupul cel rău. E o victorie importantă, nu spune nimeni că nu, dar nu n-ar fi trebuit să fie puțin mai concludent, așa, mai așezată, mai... Acum, în compania FCSB-ului, aproape că scopul scuză mijloacele. Nu. Având în vedere, luând în calcul declarația care mai nou văd că este copiată, dar aia e, na, i-a plăcut domnului Ambrosi exprimarea antrenorului Flaviu Stoican, avem o șansă mare să realizăm obiective mărețe. L-a plagiat puțin, dar nu-i problemă, măcar a pus ghilimele. Deși nu erau ghilimelele pentru plagiat, ci erau pentru altceva, dar sunt ghilimelele. Da. Adică dacă tot vrem așa obiective mărețe dintre astea... Păi, clasarea pe locul al șaselea, cred că poate fi considerat un obiectiv măreț. Noi deocamdată suntem pe 8, stai puțin, să nu sărim, să nu ardem etape. Da. Noi suntem pe locul 8. Coroborat cu o eventuală victorie împotriva lui Dinamo și încă un succes cu Astra... Bine, și când te-ai trezit era dimineață. Stai să vedem, nu o luăm așa de dată cu coroborat cu și coroborat cu. Vorbim pe ce avem, pe materialul clientului. Momentan avem această victorie împotriva celor de la FCSB, care într-adevăr este una mare și importantă, dar putea să fie și mai mare din punctul meu de vedere. Adică știi de ce ai, de atât îți dorești mai mult și aia e normal.
Mai ales că nu-mi doresc eu, își dorește domnul președinte, că așa spune, că vrea obiective mărețe. Acum eu înțeleg foarte bine unde bați. FCSB n-a prins o seară extraordinară, vine după o perioadă în care jucătorii fusese reprezenți cei mai mulți dintre ei la diferite loturi naționale ale României, pentru acea dublă cu Turcia și cu Olanda din jocurile amicale pe care Naționala Tricoloră le-a susținut în ultima perioadă. Apoi au fost jocuri ale Naționalei de Tineret, jocuri la juniori. Au fost planurile pe care FCSB și le face înaintea partidei de joi de la Pălzen cu Victoria, unde se adună puncte în economia participării României în sezonul viitor al cupelor europene, iar FCSB își dorește să adune cât mai multe puncte, deoarece fiecare punct acumulat aduce în bugetul clubului bani în plus de la Forul Continental și, na, dincolo de asta... Dincolo de asta, să o spunem pe aia dreaptă, FCSB a avut 3 bare, da? De 3 ori am fost salvați de bară, 2 șuturi la portar, 2 pase la portar și un șut pe poartă. Deci cam asta prinzi a avut. Prinzi Coșelev. Da. Cam asta a avut. Și norocul face parte din joc până la urmă. Ce bine, noi face? Cred că am avut și mai puține ocazii, dacă stăm să ne gândim. Dar a fost un gol de generic, într-adevăr. Golul lui Ionuț Panțăru trebuie lăudat. Așa cum am scris și pe Facebook, sunt foarte încântată că am avut încredere în Ionuț Panțăru și că am militat pentru introducerea lui în primul 11, pentru că așa mi se părea normal, având în vedere că Ionuț Panțăru deja confirmase în sezonul trecut, adică nu încercam eu marea cu degetul acum, nu vreau să mă dau drept headhunter sau nu mai știu ce. Și în condițiile astea discutăm despre un meci care, da, a avut foarte mulți spectatori despre care vom vorbi după o scurtă pauză de publicitate pe care trebuie să o luăm, din păcate, dar n-a arătat așa chiar foarte meci de Champions League. Păi nu a arătat, pentru că în asemenea confruntări punctele sunt cele mai importante și poate spectacolul cade în anumite momente în plan secund. Acum trebuie să recunoaștem că CSM Poliaș n-a prins o seară deloc rea, dar a știut să gestioneze foarte bine anumite momente ale jocului. Golul acela la debut de repriză secundă, Steaua a mai avut câteva minute de derută până și-a revenit, ieșenii s-au așezat mai bine pe teren, a mai scos vreo două minci Coșelev, l-a mai salvat Bara vreo două rânduri. Publicul s-a manifestat entuziast, dar probabil că despre asta vom discuta după onorarea contractelor publicitare. Așa spunem și noi. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.